găsit, sunt Iuliana Dumbravă și vă prezint știrile Playtex. Legea încărcătorului unic preconizează că va economisi 200 de milioane de euro. Măsura adoptată de UE cu 602 voturi pentru și 13 împotrivă va determina Apple, cel puțin în Europa, să renunțe la portul învechit Lightning de pe iPhone-urile sale în favoarea unui port USB Type-C. Producătorii de laptopuri vor avea timp suplimentar de la începutul anului 2026 pentru a urma și ei exemplu. Apple, care este al doilea cel mai mare vânzător de smartphone-uri din lume după Samsung, utilizează deja porturi de încărcare USB Type-C pe iPad-urile sale și laptopurile sale. Motivul pentru această lege are ca scop reducerea volumului de deșeuri. Cei de la Apple spun totuși că Europa vrea să înăbușească tehnologia cu această decizie. Eu sunt curioasă ce părere aveți voi în legătură cu acest subiect. Credeți că o astfel de decizie va diminua numărul tonelor de deșeuri electrice? Kanye West vrea să cumpere platforma Parler după ce a fost interzis pe Instagram și Twitter. Se pare că a devenit o modă în lumea oamenilor cunoscuți să cumpere platforme de socializare. Așadar, după ce a fost interzis pe Twitter și Instagram, fostul soț al lui Kim Kardashian vrea să cumpere Parler, o platformă de socializare populară în America. El a spus că într-o lume în care opiniile conservatoare sunt considerate controversate, trebuie să ne asigurăm că avem dreptul de a ne exprima liber. Suma cu care urmează să fie finalizată tranzacția nu a fost dată publicității. Kanye West s-a aflat în ultimele zile în centrul mai multor polemici, mai ales după ce a purtat un tricou care deturna sensul mesajului Black Lives Matter și după ce a publicat pe conturile sale de Instagram și Twitter afirmații considerate antisemite. Steve Jobs, la podcast cu Joe Rogan, inteligența artificială l-a readus la viață pe fondatorul Apple. Inteligența artificială l-a înviat pe Steve Jobs. Fondatorul Apple a murit în 2011, dar de curând o companie specializată în sintetizări de voce a imaginat un dialog al acestuia cu comediantul. Practic, este vorba de un dialog deepfake, dar folosit într-o modalitate mai puțin nocivă și care poate deschide perspective ușor îmbunătățite. Pe scurt, deepfake înseamnă conținut falsificat cu ajutorul inteligenței artificiale, adică înregistrări video sau audio care arată și sună ca și cum ar fi reale, însă de fapt ele nu au existat niciodată. Fenomenul a apărut în anul 2017 pe rețeaua Reddit, în momentul în care un utilizator a făcut astfel de videouri trucate folosindu-se de chipurile unor actori celebri. Un robot umanoid AI a stârnit controverse în camera lorzilor din Londra. Bine, probabil vă întrebați ce a căutat un robot umanoid în camera lorzilor din Londra. Ei bine, se pare că Aida a fost reținută în Egipt timp de mai bine de o săptămână, fiind suspectată că ar putea face parte dintr-un complot de spionaj. Polițiștii de frontieră egipteni au reținut robotul din motive de securitate, temerile fiind stârnite de camerele de luat vedere amplasate în ochi, care îi permit să picteze orice. A fost nevoie de intervenția ambasadorului britanic pentru a elibera robotul. Ajunsă în fața curții, Aida a explicat cum reușește să creeze artă cu ajutorul AI, dar nu a negat faptul că inteligența artificială va cuceri la un moment dat lumea. Șoferii implicați în accidente ușoare pot completa online formularul de constatare amiabilă. Ținând cont că șoselele sunt cum sunt, iar oamenii nu se înghesuie să facă cursuri de conducere defensivă, tot mai mulți români se lovesc de situația neplăcută a unui accident rutier. E lesne de înțeles ce urmează după un astfel de eveniment. Un lung șir de foi și schițe și tot felul de măsurători. Acum, tot acest parcurs poate deveni mai simplu. Aplicația Amiabila oferă posibilitatea șoferilor să completeze online acel formular de constatare amiabilă. Acest lucru constituie un moment istoric, deoarece suntem chiar printre puținele țări din Europa care au introdus un astfel de serviciu. Până la urmă, nu este de mirare dacă ne raportăm la numărul de accidente rutiere de la noi din țară. Aplicația poate fi descărcată gratuit atât pe iOS cât și pe Android. Milioane de oameni sunt reticenți în a folosi Alexa, deoarece cineva i-ar putea asculta. Și au dreptate, cineva chiar îi ascultă.
Știați că Amazon are mii de angajați în întreaga lume care ascultă înregistrările vocale capturate în casele și birourile proprietarilor? Acestea sunt transcrise, adnotate și apoi reintroduse în software ca parte a efortului de a îmbunătăți modul în care funcționează asistentul. De multe ori, angajații au avut parte și de experiențe traumatizante în care subiectul conversației era o agresiune gravă. Totuși, ei nu pot interveni în absolut niciun fel. Ne vedem săptămâna următoare. Pentru mai multe știri tech, accesați playtech.ro.